Cucu! Cucu! Bă, Cucu, salut! Bă, dă-mi, te rog, mașina de tuns iarba să-mi tun gazonul, că mi-ai stricată. Bă... Nu. Bă, cum adică nu? Ui, așa simplu, mă. Nii, nu. Dar de ce? Pentru că dacă tu faci gazonul, nevastă mea vede că tu faci gazonul și atunci vrea să fac și eu gazonul și ghici, exact, eu nu vreau să fac gazonul. Bă, stai un pic. Deci dacă eu tun gazonul... Exact, mă. Pentru că hărnicia asta e foarte contagioasă și nu vreau să se lipească de mine ca magneții de frigider. Da, bine, Cucu, dar... Da, ce? Dar trebuie să lucrez ceva. Trebuie să-mi găsesc de lucru pe afară, că dacă nu lucrez pe afară, mă pune mea să lucrez în casă. Și ce are? Înăuntru-i frumos. Ai băgat o grămadă de bani în casa aia. Înăuntru-i cald, covoare, mobilă, frumos, atmosferă. Ei, am covoare și dulapuri și frumos tot și am și nevastă în casă. A, știi cum se zice? Riscurile căsniciei. Nu știi niciodată când trebuie să petreci timp liber cu nevasta ta. Atât ești de... Nu-i nimica. Că tun pomii. Îmi tun nucul. Nu tun nucul. Ba da, tun nucul. Nu tun nucul. De ce? Ba tun nucul. Nu, cu. Nu tun nucul. Dacă tu tunzi nucul, nevastă mea vede că tu tunzi nucul și vrea să tun și eu nucul și nu, cucu, nu nucul. Nu, eu anul ăsta pomii lasă așa mai rockeri. Deci, bă, trebuie să lucrezi ceva pe afară, nu să vopsești ceva. Bă, maxim, cu ceva transparent. De ce? Că dacă e transparent, nu se vede din curtea mea. Salutare, vecinuțu drăguțu. Dar bună să-ți fie și ție. Nu îmi dai și mie, te rog frumos, mașina aia ta de tuns iarbă, că eu i-am dat-o lui Bogdan și mi-a stricat. Ba da, mă, în garaj, du-te, ieță. Păi, iartă-mă, dar stai un pic. Deci lui dai mașina și mie, nu îmi dai, bă, Cucu? Da. De ce? Pentru că curtea lui nu se vede din curtea mea. Bă, ce bolovan ești, ba, se vede. Că după ce își face curtea frumos, pune nevastă sa pe Instagram. Și când pune pe Instagram, guess what, văd toate nevestele. No. Nu, este inacceptabil. Bun, și atunci cum facem? Că eu aveam de lucru. Păi toți avem de lucru, stănică, toți. Deci trebuie să ne facem cumva că lucrăm. Și cum ne prefacem că avem de lucru? Știu. Ne facem podcast. Ce? Podcast. Că nu la podcast poți să stai așa ca băjeții și să bei și să zici la sfârșit că ai lucrat la podcast, că n-ai mai avut timp de altceva. Bă, asta este foarte genial. Mă, bun, dar stai un pic. Și în podcast despre ce vorbim? Na bine, dar asta e de la sine înțeles, cu bistoșință că despre masculinitate. Masculinitate toxică. Adică până la urmă tot masculinitate. Da, normală, exact. Sănătoasă. Deci, da, despre cât de mult facem noi ca bărbați pentru nevestele noastre, da? Puh, ce idee! Și așa, dacă facem podcast și, Doamne fer, să uite vreuna din fetele noastre la podcast și văd cât de mult trudim și ne chinuim să muncim din greu, ne iartă și nu ne mai pun să facem treaba acasă sau în casă. Uai, genial, superb, excelent. Dar de unde facem rost de echipamente pentru podcast? Da, bă, ce echipamente? Studio, microfoane, cameră de luat vederi, cromă, lumini, editor, stație de montaj, stație de catering, băutură. Mâncare, nu, deja e prea mult de lucru ca să scăpăm de lucru. Nu, mai bine tu în gazonul. Oh, ce fain, bun, deci îmi dai mașina? Da, mă. Ok. Dar nu azi, că m-ați obosit deja cu toată discuția asta, mâine. Și azi nu mai face nimic? Păi atunci du-te, adu ceva de băut, mă, că nu stăm aici și... Pardon. Atât. Nu. No.